videoclipul de astăzi vă arătăm cum am sărbătorit noi ziua de naștere a Melaniei. Am avut mulți oaspeți dragi alături de noi. Am reușit să facem și o frumoasă fotosesie. Pozele le veți putea vedea pe pagina noastră de Instagram. Și mâncarea a fost foarte delicioasă. Eu vă doresc vizionare plăcută, dragilor! Cătălina are o misiune de îndeplinit. Trebuie să cumpere baloane și... Trebuie să iau și tortul. Acum căutăm baloane pentru Mela. Iată aici. Cătălina a găsit cifra 1. Cu lumini. Da. Căutăm și baloane, da? Acum vedem să vedem cum luminează. E frumos. Am găsit exact ca în poză. Exact, este. Super. Dar se face combinat. Cifra. Cumva roz fie doar cifra. Ca să nu fie coroneț neapărat. Ai găsit fix ca în poză. Fix. Chiar să fie vrut când nu găseam așa. Perfect. Am găsit-o. Ne încărcăm de putere și mergem mai departe la pregătiri. E bună supa! Gata? Fericită? Da. Nu știu cum le vom pune în mașină. Asta e problema mare. Aveți grijă să nu le spargeți, vă rog. Cătălina acum. Androna, să le spargi bine. Să vedem. Doar să nu spargă. Mai tare. Oh, super. Călătorie plăcută nouă. Mergem după tortul Melaniei. Am ajuns, luăm tortul și plecăm. Ne poate ajuta cu cardul? Tortul este o surpriză. Poate ne-l arăți. Nu o să-l arăt. Mai seara, când o să vadă și Mela. Hai. La fotosesie te-l arăt. Două-l pentru Mela. Hai. Hai. Adios, al vedem. Hai că bunelul vrea mai tare decât Mela. Adios, bunelul. Mela, îți place? Wow, wow, wow. Bibi, Bibi, da. Bibi. Ea vrea. Bibi. Bibi. Îți place, Lelic? Iată așa. Cadoul perfect pentru Mela. Mamica, mulțumită? Da. Cadou de la mătușica Miriam. Și de la bunelul și bunica. Hai. Ia. Și de la Danica. Ia. Wow, cine asta, Mela? Cine? Baby. Tu mă iai în baby. Ai născut prietul. Tu ai baby. Eu la tine. Dă-i pup, mamic. Dă-i pup. Pup la păpuse. Dă-i pup. Pup. Bunelul e de pup. Ia uite! Wow! Constructor! Wow! Uite ce mișcă și ea! Hai dai pup la Big, de pup! Wow! Ce interesant! Wow! Ce-i fain de silicon, da? Așa? Facem ardei umpluți. De fapt, mamica a pregătit umplutura, iar eu doar umplu ardei. La ziua Melaniei vom avea și ardei umpluți. Serios? Serios, da, ce zâmbet are. Anul trecut, la vremea asta, nu avea zâmbetul ăsta. Precis, nu? Una fotosesie. Aici avem apă caldă și aparatul care se încălzește pe bază de gaz s-a detectat. Bate vântul afară. Nu știu să aud ceva în cameră. Schimbăm alta, nouă. Așa pantofi de la Second și a luat Cătălina de ziua Melaniei. Mi-am făcut cadou singură. 10 euro, apropo, da? Da. Mi-am făcut cadou singură. Aici a luat și frumos de la... de la magazin, da? Da. Face și ierni glume. Și Melaniei i-am luat pantofiori cu 3 euro. 3 euro de la Second. Talpa este flexibilă și este ușor de mers.
Hai la un anghișor, toți noi, ha! La noi a venit Lelica Mirea, ne ajută să fac veselii la... La poză, să zâmbească nepoata, să stăie. Perfect, dragă, le mai duce adleagă. Ea merge. Ea încă și merge, e fata mare. Hai, vine la Lelea. Hai la mătușică, hai la Tușa, ha! Hai la Tușa, ha! Hai să! Fii la Ierni, hai la Ierni, hai, bravo! Ierni, o iubești? Da! Ia să uită la baloane, doar ochița asta cu pantofii e super! Să facem poze frumoase! Această rochiță e cadou de la frumnețica Adriana, apropo. Da! Ea mi-a zis să o îmbrac. Măi, ce super! Ea mi-a zis să o îmbrac la ziua Melanie și eu am să și fac Adriana. Perfectă, să fii ca o prințesă! Tatiule Melanie, reacție la baloane! Wow! Ziua, Mela! Cine va face poze? Mela va face poze? Cu mămica că își va face poze, da, Mela? Cu asta sau cu asta? Cu asta. Facem poze. Hai, facem poze, Mela. Începem fotosesia. Mela, Mela, Mela. Vine tot Adriana cu jucării, se tragă atenția. Da, Mela. Îmbeșa și ea, îmbeșa și ea. Este deja... Este balon. Ia! Și să nu face poze. Ce cadou ar tați pentru tine? Hai să vedem. Tata! Ce cadou are? Wow! Pentru prințesa Mila! El vrea la el. El vrea la el, așa. Felicitări, Meluța! Florile pentru mama, da? Și fata pentru tata. Da. Cadru. Facem curat. Cât de greu să faci cu un copil mic poză. Hey, baby. Calț când poză e urât. E un calțat și unde-ți calțat. Calțat, calțat. Acum suntem în câmp. Ne ducem să facem poze. Și Miresuica și mamica. Bate vântul. Bate. Nu faceți ca mine. Noi punem porumb la fier. Cătălina era poftă de porumb. Mămica a luat la un domn în vârstă, da? Da, în vârstă. Și așa de tare s-a bucurat că am ales porumb la dâns să cumpăr. Ai făcut-o bunătate, mamă. Da, i-am dăruit sănătate și era așa de tare s-a înviorat, s-a bucurat. Aici bunicuța a făcut sărmăluțe. Iar aici limba soacră cineva le-a mâncat. Mai avem o farfurie cu limba soacrei. Este aperitivul meu preferat, apropo. Iată așa buchet frumos avem aici. Parcă sunt flori de floarea soarelui. Doar că așa mai bătute. Cătălina aici a făcut un tort. Acum și eu îl voi gusta. Facem ceai. Luăm cană. Natășca, prietena noastră. Prima hai, dată prima dată. Hai, hai, prima dată, când l-ai dreptat. Ia zi, zic că am dreptat. Asta e ceai mai sigur, așa e la dată. Vreau de-am ceai. Bunel a prinde focul. Wow, ce pare. Bunel, foc serios, mă, tăi, prințeșa. Avem mult carne, da? Radu, mult carne facem. Nu știu, nu știu, eu nu din satul ăsta, da? Aici fierbem porumbul, iată. Cum dispoziția, mămica? Super! Super, ești obosită? Foarte. Dar e frumos. E frumos, acum și mâncăm tort. Odihnă plăcut, știi cum este? Aha! Noi coacem cărnița. Și frumos miros bucătarul, super clas. Like la bucătar puneți. Se tot verifică aici porumbul. Uhu! Fierbe. Întoarcem carnea. Este bunătate. Punem paharele pe masă, frumos. Ce vine la noi? Wow! Și ne arată tort. Te-aș vrea ceva.
Bunica cu strănepata, da? A patra generație. Noi spunem aici a patra generație, bunica, îți dai seama? Deci, bunătate și încă bunătate. Ierni e bun? Oh, ce liniște. Ce liniște în sală. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Miela să trăiască, miela să trăiască, la mulți ani. La Domnul să-L iubească, pe Domnul să-L iubească, la Hai, 1, 2, 3.